Bună dimineața, trupă! Calendarul de radou începe duminica. Sus la mișcare, dragilor! Astăzi o să vorbim despre postul, dragilor. Da, da, ați auzit bine. Postul la mâncare. Hei, și acum vreau să-mi scrieți voi cât ați ținut cel mai mult fără mâncare. Pentru mine, de vineri seara până sâmbătă seara, am avut aproape 24 de ore fără masă. N-am încercat post negru ce-i drept, am băut apă, dar n-a fost deloc ușor. Știu că acest obicei este de mulți ani. Îl asociem cu partea cu credința, să ne curățăm, să ne avem o zi în care cumva așa detoxifiem organismul. Bineînțeles, studiile arată că reduce inflamația, ajută inima. Însă, așa cum am spus, cred că organismul nostru are și nevoie de o pauză să se curețe. Știu că nu este recomandat pentru toată lumea, în fiecare dată, dragilor, când faceți o activitate sportivă, când faceți băi în apă cu gheață, când țineți post, primul rând avizul medicului, primul rând citiți și documentați-vă. Însă eu aici ofer câteva lucruri care să vă ajute. Să știți că am fost cu minte. Am dat cu aspiratorul, nu e că m-a ținut soția fără mâncare. Am vrut să văd cum este, pentru că până acum, în cariera mea, nu puteam să fac lucrul ăsta. Aveam nevoie să fiu alimentat, să mănânc, pentru că aveam nevoie de energie. Însă acum, pentru mine a fost prima dată când am ținut 24 de ore fără să mănânc. Tare ciudat. Însă, așa cum am spus, încercăm, dragilor, de fiecare dată să ne îmbunătățim stilul de viață. Fie printr-o mișcare, fie printr-o baie în apă cu gheață. Apropo, din păcate, cum ați văzut ce s-a întâmplat cu Bogdan Socol, acolo a fost cu totul diferit. Însă, tot timpul, dragilor, treptat, pas cu pas, avizul medicului, bineînțeles, și grijă de voi, dragilor. Să până atunci, calendarul de radau ei, a început cu tura de 6 km. Rămâneți activi, zâmbiți și nu uitați să timpul de radau ei.